Din păcate, avem vești proaste. Au fost declarate două persoane decedate, infectate cu noul coronavirus. Vorbim despre un pacient internat la spitalul din Craiova, în vârstă de 67 de ani, care fusese depistat cu noul coronavirus pe 18 martie, în timp ce era internat la spitalul din Filiaș, și despre un alt pacient și de un alt pacient în vârstă de 74 de ani, care era internat la spitalul Victor Babeș din Capitală, după ce inițial fusese transferat de la Spitalul Universitar, acolo unde era într-un program de dializă. Până în acest moment, pe teritoriul României au fost confirmate 433 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Au fost declarate vindecate 64 de persoane și au fost și externate. De la ultima raportare, adică de acum 24 de ore, au fost înregistrate 66 de cazuri noi de îmbolnăvire. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 9 și 74 de ani. La terapie intensivă în acest moment sunt internate 14 persoane, 3 dintre ele sunt într-o stare ceva mai gravă, restul pacienților sunt în stare bună staționară. De asemenea, în carantină instituționalizată sunt puțin peste 4800 de persoane, iar în izolare la domiciliu se află 66.000 de persoane.